Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 22 aprilie 2024 și am venit să fac un mic test pe care îl voi folosi. Nu este chiar test, știam ce am de făcut, dar acum o să-l pun și în practică. Am această grilă ursul la stupul ursul. Și el avea acele diafragme în trecut, acum am înțeles că sunt de plastic, dar iată, cu o grilă de Hahnemann, o să îl pun frumos aici pentru a izola regina și pentru a declanșa schimbul liniștit în colonia de bază. Am acele două colonii principale mari, care trebuie, să zic așa, trebuie făcut ceva cu ele, fiindcă dacă nu le voi izola, probabil vor intra în frigul roitului. Bine, dar ce voi face? Deci voi izola măcilii în buzunarul stupului. Acest lucru va scădea nivelul de feromon din cuib, din feromonii reginei, și astfel o să se declanșeze schimbul liniștit. Acum este un schimb liniștit artificial, fiindcă schimbul liniștit natural se declanșează cu totul și cu totul în alte condiții, cu o regină mai în vârstă sau cu o regină defectă, chiar cu un picior retezat, să zicem așa, și dacă eu voi declanșa schimbul liniștit prin scăderea feromonilor din cuibul principal, aducând matca în buzunar, separat de această grilă ursul dotată cu o grilă Hahnemann. Acum, după ce voi obține bocile, eu sper să obțin acele boci, o să fie o situație foarte faină în care voi putea crește boci. Boci naturale, să zic așa, din ce cauză? Fiindcă albina le va porni acolo unde vrea ea. Dar dacă această să zic eu, încercare va da greș și nu voi găsi boci, dar eu zic că o să fie bine, dar un număr limitat. Dar eu aș vrea să cresc totuși mai multe boci. Atunci, în cuib, voi tot aduce puietul de la regină, voi aduce în cuibul principal și acolo pot să îmi aduc eu bocile mele artificiale cu care voi putea să cresc regine, câte vreau eu. Deocamdată aceste două colonii sunt în opțiunea full option, adică sunt plini. Și se poate trece la izolarea reginelor în buzunar. Bun, înainte de a continua, sau cam atât am de zis despre această opțiune, o să lucrez la un canal nou de YouTube, o să las link-ul în descriere, cei care doriți sau vă place acel conținut, este un conținut cu totul altul și tot acolo în descriere am și link-urile către sponsorii canalului. Iată ce fain vine această diafragmă, pe aici nu poate trece mătcuța, numai albina va trece și asta o voi folosi. Apoi mâine am văzut că o să fie o fereastră în care voi avea 19 grade, dar ia să mai aduc eu o diafragmă ursul. Am mai adus o diafragmă ursul, ea așa arată. Și voi introduce frumos aici această grilă. O
parte interesantă la această grilă, mă uit eu acum dacă am pe undeva, am de mână, am acele diafragme de plastic care foarte ușor încape și ea aici. Și dacă vreau să izolez cu totul regina, voi decupa o diafragmă de plastic și voi izola regina cu totul, cu totul de cui pentru a crește o regină. Dar nu vreau deocamdată acest lucru. Deocamdată vor rămâne așa și le voi folosi, sper eu, peste două zile să pot accesa cuibul. Acum e rece ca să umbli prin cuib. Mi le pun aici frumos. Totodată voi verifica dacă am mai băut ceva apă. Așa puțin acolo. Bine, nu e. Acum consumă cât are ea nevoie. Am văzut că în țară e plin de puietvăros. S-a umplut România. Acum nu știu dacă cei cu puietvăros sunt începători sau pur simplu. Probabil sunt începători, fiindcă multe comentarii despre a trata puietul văros la anumite canale am văzut. Deci foarte, foarte mulți începători sau apicultori au această problemă cu puietul văros. Bun, cam atât azi am vrut să vă arăt despre declanșarea creșterilor de regine, să zic așa, artificial, dar într-un mediu controlat de schimb liniștit. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!